Bună ziua, oameni frumoși, și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea generală pentru luna iunie 2021, etalare pentru Zodia Rac, ascendent luna în Zodia Rac. Dacă vă doriți o etalare personalizată, puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520, iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Și în primul rând vom vedea care este energia principală, tema principală, ce evenimente importante vor avea loc în luna aceasta. Le vom lua pe rând și vom vedea. Și avem 10-le de bute. Foarte multă epuizare, extenuare și într-o relație de dragoste și la locul de muncă aveți nevoie de o pauză. Partea bună din toată situația aceasta este că vorbim de un sfârșit de ciclu. Odată cu cifra 10, da, se termină o situație, s-a învârtit soarele acesta până a ieșit și aveți parte de reușite. Puteți avea de face cu semne de foc, berbec, leu, săgetător, aveți succes la muncă sau în sfârșit veți înțelege o poveste de dragoste, urmă să spun, a și sări cartea. Foarte delicată și foarte complicată, pentru că văd foarte multe discuții în contradictoriu pe care le aveți cu persoana iubită, că nu înțelegeți probabil ce își dorește de la dumneavoastră, dacă își dorește ceva, dacă vă iubește, dacă vrea împăcare, dacă vrea să vă vedeți, dacă are gânduri de viitor cu dumneavoastră sau nu. Văd și anumite evenimente fericite, vizite, întâlniri. Să știți că apar multe situații din destin, dar și multe situații pentru care vă sacrificați foarte mult. Puteți trece așa pentru... Aveți mare grijă la accidente, de orice fel, pentru că văd că sunteți foarte predispuși luna aceasta. Ce iubiți sau pe cine iubiți? Primiți un mesaj de dragoste sau mesaje de dragoste? Vorbiți prin mesaje cu cineva? Foarte multe lucruri au căzut, dar acestea le voi lua ca mesaje suplimentare. Aveți noroc la bani, mergeți undeva, văd foarte multă bucurie, dar vă pune pe gânduri sau așteptați în mod special un mesaj, un apel telefonic, o vizită din partea cuiva. Veți primi un mesaj, unii dintre dumneavoastră, dar parcă simțiți că ceva nu vă place, nu vă miroase bine, pentru că văd falsitate, poate și la locul de muncă și în legătură cu poveste de dragoste. Cineva își bagă coada în viața dumneavoastră sentimentală. Simțiți o relație, o poveste de dragoste, o simțiți... nu-mi vine cuvântul. În pericol. Da, poate să mai apară cineva, o persoană nouă, care să vă dezechilibreze sau poate dumneavoastră sunteți cei care trageți foarte mult pentru cineva. Să fiți cu cineva, să rezolvați o problemă sentimentală și așa mai departe. Și cât timp încercați dumneavoastră să faceți aceste lucruri, apare o persoană nouă care vă schimbă viața radical. Aici este și o încercare în același timp, dar vine cu dragoste spre dumneavoastră. Pe de altă parte, văd succes dacă aveți legătură sau munciți cu publicul sau lucrați într-un mediu online. Văd foarte multă reușită, dar și sacrificii foarte mari pentru ceea ce faceți dumneavoastră. Aici vedeți că cineva o să vă supere cu un mesaj, dar nu are intenții bune, e o persoană falsă, o persoană care se bucură când face un rău. Deci să nu puneți la suflet mesajul cuiva. Surprizele lunii vin cu nouăle de spade, care nouăle de spade aduce suferință, lacrimi, coșmaruri, care se vor transforma în bucurie. Poate ați fost foarte necăjiți, unii dintre dumneavoastră sau mulți dintre dumneavoastră, supărați din cauza unei povești de dragoste, din cauza unei situații conflictuale la locul de muncă, din cauza unor eșecuri pe care tot le-ați avut, încercări, piedici și așa mai departe, că văd o perioadă depresivă la unii dintre dumneavoastră, care se va transforma în bucurie. Puteți avea de-a face cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător sau cu semne de apă, rac, scorpion, pești. Foarte multe mesaje comunicare văd la dumneavoastră pe întreaga lună și aici apare o cale nouă prin care să rupeți supărarea.
treceți printr-un blocaj și emoțional, v-am zis aici, poate fi și legat de locul de muncă și legat de partea financiară și sentimentală, dar văd că sunteți foarte porniți să înlăturați obstacolele din viața dumneavoastră. Și veți face lucrul acesta pentru că apare nouă cale, apar rezultate, într-un proces aveți reușit, dacă împrumutați bani aveți reușit, dacă așteptați ceva de la cineva aveți reușit. Și plus noi începuturi, idei noi, planuri noi, inițiative, strategie nouă poate într-un anumit domeniu, dar faceți orice vă stă în putere pentru a înlătura un obstacol, o greutate, o pauză. De exemplu, dacă nu mai comunicați cu cineva, veți face astfel încât să rupeți această tăcere, această barieră și aveți motive de bucurie. Provocările lunii vin cu justiția, semnul zodiacal, balanță. Fie este vorba de un divorț, de un proces, fie este vorba de o greutate în a vă împăca cu cineva, fie vă chinuiți să vă găsiți un loc de muncă, da? Aici apare și riscul de a nu pierde ceva, un proces, o căsnicie, un loc de muncă, o stabilitate financiară, o relație de dragoste, puteți avea de face cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător, da, are legătură cu un parteneriat, cu o căsătorie, aici să fie provocare, din cauza că se bagă foarte multă lume în povestea aceasta și aduce mult scandal și multe probleme. Văd că sunt situații stresante și epuizante în același timp, provocate poate în mare parte din cauza unei femei sau această femeie provoacă situații neplăcute în viața dumneavoastră. Pot apărea certuri, pot apărea și mici probleme de sănătate și automat le luați ca pe niște provocări. Aveți grijă să nu luați vreo amendă undeva, unei dintre dumneavoastră, că e posibil și lucrul acesta. În contracte de muncă, aici poate unii dintre dumneavoastră sunteți riscați să vă pierdeți un loc de muncă și sau nu vă găsiți un loc de muncă și simțiți că vă îmbolnăviți dacă nu găsiți ceva. Până la urmă veți scăpa de ghinionul ăsta, că e un ghinion provocat de o persoană care are intenții rele. Și tind să cred că e vorba despre o femeie care nu are o energie tocmai bună sau nu are gânduri tocmai bune față de dumneavoastră și vă pune bețe în roate. Din punct de vedere sentimental avem eremitul. Aici va trebui să luați o decizie sau aveți multe întrebări. Unii dintre dumneavoastră care așteptați un răspuns, văd o pauză și singurătate în anumite situații. Puteți avea de-a face cu semnul zodiacal fecioară sau pești, dar nu neapărat, poate fi orice semn zodiacal. Primiți răspunsurile pe care le așteptați pe planul sentimental și văd că sunt cu reușite foarte mari. Vorbim de stabilitate, de familie, de a vă muta împreună. În schimb, sunt și situații în care apar foarte multe obstacole, stagnări, neputință. Și orice ați face, nu se poate face nimic, dar văd că se acordă o a doua șansă într-o poveste de dragoste care a stagnat sau care nu a mai funcționat la un moment dat. Iubiți și sunteți iubiți, să știți, rezolvați ce este de rezolvat, pentru că tratați totul cu foarte multă înțelepciune și înțelegere, într-un mod foarte matur, dar și cu libertate, adică orice ar fi, să vă simțiți cât de cât în siguranță sau să vă simțiți înțeleși și iubiți în relația aceasta. Da, un cadou de casă nouă, văd la unii dintre dumneavoastră o mutare sau primiți, aveți parte de o stabilitate și o persoană foarte falsă, văd că se schimbă, trece printr-o lecție de viață dureroasă și schimbă atitudine față de dumneavoastră, să știți. Iar din punct de vedere financiar și din punct de vedere al muncii, da, avem un 5 de spade. Ei bine, 5-ul de spade aduce provocări, aduce încercări foarte mari, piedici, pentru că vă doriți ceva în mod special sau visați cu ochii deschiși la o stabilitate financiară, la un loc de muncă anume. Și aici pierdeți foarte mult pentru că aveți probleme pe care trebuie să le rezolvați, provocate de persoane sau de situații. Poate sunteți nevoiți unii dintre dumneavoastră să vă căutați un alt loc de muncă, să vă mutați în altă parte cu totul, în alt oraș, în altă țară. Lucrul acesta să vă nemulțumească pentru că ați sperat ca situația să stea într-un mod diferit.
Dar ca să aveți ceea ce vă doriți dumneavoastră, trebuie să faceți aceste schimbări. Cred că unii dintre dumneavoastră vă doriți să vă mutați de la un loc de muncă care este problematic, în care nu vă înțelegeți mai persoane, sunt persoane foarte dificile acolo și parcă trebuie să fiți așa ca niște sclavi, să faceți tot timpul, să faceți pe plac, să munciți în continuu și vă este teamă că vă veți îmbolnăvi. Pentru că nu-i de azi de ieri, e o situație care persistă de ceva timp. Din punct de vedere financiar, apar niște nemulțumiri pentru că vă faceți niște planuri în legătură cu anumite sume de bani, dar pierdeți prin altă parte. Deci trebuie să fiți foarte calculați și cu bănuții și să nu vă faceți planuri prea mărețe, să fiți realiști. Aici, totuși, cred că unii dintre dumneavoastră puteți cheltui niște bani și pe anumite medicamente, pe un tratament. Veniturile sunt constante, adică nici mai mult, nici mai puțin, dar unii dintre dumneavoastră vă puteți schimba viața radical pe planul financiar și profesional, atâta timp cât veți face o schimbare, un progres, de care vă este foarte teamă. Nu știu exact ce trebuie să schimbați, dar ceva vă poate schimba viața radicală în bine, numai că sunteți dumneavoastră îngândurați, temători, simțiți ca nu cumva anumite situații să se complice foarte tare. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi, vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!